Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Ce face Valerie Lungu pentru a trece peste o despărțire? Tânăra recunoaște că nu e ușor. Valerie Lungu are deja ceva experiență cu despărțirile și a găsit metoda care o ajută să treacă mai repede peste momentele dureroase care vin la pachet cu o astfel de ruptură. Influencerița le-a oferit urmăritorilor ei trucul la care apelează de fiare dată, după o despărțire cum trece Valerie Lungu peste o despărțire. Valeria a fost întrebată cum uită ea persoana iubită, după ce s-au despărțit, iar influencerița a recunoscut că nu îi este ușor, dar a împărtășit ce face ea în aceste situații pentru a putea să treacă mai repede peste momentele grele. Se pare că focusarea pe sfera profesională și în special pe scopul ei de a face cât mai mulți bani funcționează de fiecare dată în cazul tinerei, atunci când vrea să dea uitării un fost iubit dacă aș zice ușor, aș minți. După fiecare spărțire, tratamentul meu este munca. Așa mi este mult mai ușor. Mă focusez pe ce am de făcut și unde vreau să ajung și atunci scopul meu este să fac cât mai mulți bani, să călătoresc și să nu mă mai gândesc la trecut sau că mă doare și dacă e să întâlnesc pe cineva, cândva, sunt deschisă, a fost răspunsul lui Valerie Lungu, pe Stories. În octombrie, Valerie confirma despărțirea de iubitul ei, după ce urmăritorii ei au observat că nu mai postează fotografii cu acesta, așa cum obișnuia să facă. La acea vreme, fiica Victoriei Lungu a declarat că separarea s-a produs pentru că aveau valori diferite și vedeau diferit viața.